Bună, sunt din Filipine. Hai să gătim crebeți crus, nedicorticați, cu unt și usturoi. Prima, vrem să curățăm crebeți. La abdomen, în spate, se scoate intestin cu scobitor. Cruz pentru că este mai gustoasă și pot să curăța intestin. Și scos antenele. Dragii mei, hai să gătim ingredientele. 14 bucata crebeți, 4 sau 5 schete mare de usturoi, un ketchup, sare, ulei de măsline, 7-Up sau Sprite sau cedro lemon sau bere, alcoholic sau non-alcoholic, piper. Începe poc, mediu. Așa, să facem crebeți spre piept. Pun 7-Up sau bere, cidru lemon sau Sprite, oricare cum vrei tu. Gătim crebeți spre piept până la crebeți arată roșii. Până la 3 minute. Cam așa. Separat sosul și crebeți prepared, păstrăm sosul, au nevoie armatoare. La tigaie încingem crebeți pe două lingura unt, două lingura ulei de măsline. Pocul nu mai tare. Thank you.
adăugat usturoi, nu pace ars. Amestica, destul un pic. Adăuga crebeți, aștept un minut. Amestica. Adauga sosul au fost din prepert. Amestica. Până la 5 minute. Pocul e tare un pic. După aia, așteptam să pierbe. Și adauga 2 până la 3 lingura ketchup, picant sau nepicant. Amestica. Adauga sare și piper pentru gust. Și piper. Amestica. După aia, așteptam până la sosul e mai groasă sau redus un pic. Gata! Pupta bună! Pregătim pentru servici! Hai să mâncăm! Pereche cu orez! Hai să mâncăm! Pupta bună!
Vă rog, dai-o abonați. Mulțumesc mult din suflet. Să vă fie de bine! La revedere!